proces verbal de ședința trecută. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu l-am citit. Belu, se abține. Nu l-am citit. Da, pe motiv, dar acolo. Da, trebuie. Atunci, continuăm cu dispoziția numărul 51 din 1 martie 2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin pentru data de 7 martie 2018, ora 16. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Având în vedere referatul numărul 1217 din 1.03.2018 a doamnei Olaru Cristina, inspector responsabil la achiziții publice, prin care solicită adoptarea unei hotărâri de aprobare a proiectului de sarcini și a documentației necesare pentru licitația în vederea concesionării a 16 loturi situate în satul Scutaru și 2 loturi de teren pentru vânzare situate în punctul Bigigeanu. Din satul Părvulești. Referatul numărul 1216 din 01 martie 2018 a doamnei Olaru Cristina, inspector responsabil cu achiziții publice, prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind actualizarea devizului general de de achiziții publice, principal indicator tehnic și economic privind proiectul de alimentare cu apă în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. În temeiul prevederilor articolul 45 alineatul 2, litera A, articolul 63 litera B, alineatul litera B, 68 litera 1 și articolul 115 litera 1, litera A, din legea numărul 215/2001, administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Dispune. Consiliul Local Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară în data de 7 martie 2018, în sala de ședință de la primărie, începând cu orele 16, având ca proiect pe ordine de zi următoare. Aprobarea caietului de sarcini și a documentației necesare pentru licitație în vederea concesionării a 16 loturi de teren situate în satul Scutaru și 2 loturi pentru vânzare situate în punctul Bighigeanu, sat Părbulești. 2. Aprobarea de viz general actualizat la lucrări alimentare cu apă a Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 3. Actualizarea domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 4. Acutarea cu titlul gratuit a unui lot de suprafață de 1000 de metri pătrați în satul Scutaru, a domnului Chelar Lugiana, cetățean de onoare al Comunei Mănăstirea Cașin. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința publică prin afișarea la vizierul de la primărie și va fi comunicat în termen legal instituției prefectului Bacău. Semnalul ședința este publică. Da. Înainte de a se pune la vot, dumneavoastră, la bine acestea, o să vă rog să acceptați materialul pe care l-am primit astăzi de la ADIS. Vă rog de tot de o chestiune pe care noi am discutat-o în luna ianuarie, dar a rămas doar o hotărâre. E vorba de lista de investiții prioritară pentru alimentare cu apă și canalizare. Știți că am discutat noi în luna ianuarie vizat de chestiunea asta. Dar o să vă mai supun o dată ce e același să se extindă, să fac canalizarea între rețeaua de canalizare, realizarea colectorului care face legătura între Cașin și Mănăstirea Cașin, rețeaua de canalizare în municipiul 21.920 de metri și o extindere 3.500 la rețeaua de alimentare. Da. Dacă vă aduceți să aminte din ianuarie, nu mai discutat. Dar o luăm în detaliu, așa. Deci la completarea. Cine supune la vot completarea? Înainte de aceea, adresa ai venit astăzi. Să facem prezență, că așa e corect și normal. Dar n-am semnat prezența, da? Păi facem prezența, cu lipsă suficient și inclusiv cu zgăvârdiți. Trebuie să clarificăm. N-am clarificat. Păi n-am clarificat. De vorbele nu scoase la dosar, domnul președinte. Da, de ce? Păi dar ce se face? Ce problemă? Deci nu, e informația. Să puneți la vot și gata. Nu s-a mai, dar nu sunt... Păi ce se opută la vot? Păi ce se cererea lui? Nu este cerere, înțelege? Este cerere. Este cererea lui. Nu este cererea lui. Nu este cererea lui. Dacă este cererea lui. Ia patra lui. Nu nici. Da, ia patra lui. Nu, domnule, vorbim de acum. Ce e acum? Este cererea sau nu este? Da, dar... Prezentați-vă, eu știu, o aduc... Nu, domnule, mă duceți
Domnule, dacă nu este cerere, lipsă și câteodată ceva. Nu, lipsă asta. Și eu vreau să știu cu ei, cerere sau lipsă. Deci e... Dacă nu se face aici... Nu-i trebuie să... Azi este de absent, nu? Nu, nu. Dați un pic caietul, ce e așa? Până în caiet spune... Ați scris absent, nu am vrut să vă casă. Ia vedeți că absent. Vedeți locul casă, vedeți că e absent. Și data trecută și... Absent. Este absent? Pe 26 februarie. Da. Absent. Absent. Nu suntem absurzi, dar o cerere trebuie aprobată în Consiliul Local. Și asta nu e. E motivare. Păi da. Păi, până la urmă, dacă o să nu e motivare. Păi, că nici cerere nu este. Domnul, semnați că nu vă creat absent cineva. Domnul. Da. Păi are grijă, secretarul să da, la... Ne supunem la vot, pe ordinea de zi cu completarea de domnul primar, cu punctul 5, cu cine este pentru? Se abține cineva? Eu. Se abține domnul Ciubota. Da, mergem la punctul 1, la aprobarea caietelor de sarcini și a documentației necesare pentru licitație. Păi, nu se vedea. La pregătim o licitație pentru 16 loturi pe la Scutaru și 2 loturi la zona Ghigeana. Avem evaluările făcute. O să ne ia de o să. În primul rând, o să le iau pe cele de la Scutaru și să le să vi le expun. Și avem așa, următoarele loturi. S1 cu 21, S1 cu 22, S2 cu 5, S2 cu 16, S3 cu 15, S3 cu 17, S3 cu 24, S3 cu 25, S3 cu 20, S5 cu 23, S5 cu 24, S5 cu 43, S5 cu 44, S6 cu 4, S6 cu 8, S6 cu 12 și S6 cu 20. S-au făcut evaluare la toate loturile de care vă spuneam. Bineînțeles că valorile rezultate sunt funcție de apropiere și distanța de drumul județean. S-au estimat valori de care fluctuează între cea mai mică 423 de euro, cu tot cu TVA, până la 3.213 euro, cea mai mare. Cam care ar fi asta de 3.200 de euro? De exemplu, S1 cu 22 este evaluat la 3.213 și S5 cu 23 și S5 cu 23. Da. Așa, mai este S5 cu 43 la aceleași valoare. Ne putea spune cine a făcut evaluarea asta? Evaluarea a făcut-o evaluator Bătrân Stelian. Cine? Evaluator. Are și asta o firmă, să știm cine. Dar nu-i interes. Dacă nu spune este, firma, aștept. Nu, nu, vă spun imediat, așteptați-mă. O să dau citire unui raport de evaluare. Persoana fiind persoana juridică, I.I. Deci de la ce firmă a trebuit? De la ce firmă este? Nu, întreprindere individuală. Firmă. Întreprindere individuală. El e autorizat. E autorizat? Da. Legitimații, tot. Deci, haideți că vă dau un raportul de evaluare la noapte. Primul de la S1 cu 21. Teren aparține intravenalului Comunei Mănăstirea Cașin, domeniul privat, prin contractul de prestare servicii 620/2/2018, încheiat primăria Comunei Mănăstirea Cașin, evaluatorul a fost solicitat să inspecteze, să analizeze datele asupra imobilului, să întocmească o raport de evaluare în vederea procesionării acestuia. În cadrul procesului de evaluare s-au utilizat următoarele informații.
date cu recomandările standardelor. ANEVA 2.018 și ale ghidului de evaluare GEV 630. Inspectarea proprietății, analiza datelor puse la dispoziție, documentarea necesară cu privire la informațiile din piața imobiliară, precum și îndocumirea raportului de evaluare, s-a desfășurat în perioada 2-a 2-a 2018. Data de referință pentru care sunt valabile estimările efectuate este 20-a 2-a 2018, iar estimările sunt următoare. Valoarea de piață a lotului este 1:21, 1928 de euro, egal 8989 de lei TVA inclus. Redevența minimă pe lot la concesionare 77 de euro pe an, egal 359 de lei pe an, TVA inclus. Certificare. Subsemnatul Codrun Stelian certificând cunoștință de cauză și cu bună credință că afirmațiile declarate și prezentate în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției efectuate. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar la ipotezele și concluziile menționate și sunt analizate opiniile și concluziile mele profesionale imparțiale. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formulare sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impusă de destinatarul valorii și legată de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate la fel ca și întocmirea acestui raport în concordanță cu standardele ANEVA 2018. Posed în științele și experiența necesară în definirii în mod competent. Capitolul 1. Termen de referință a evaluării. Identificarea și competența evaluatorului. Evaluarea a fost evaluată de către expert evaluator, Codrun Stelian, membru titular ANEVA, legitimația numărul 10.796, în baza comenzii primite de la Primăria Mănăstirea Cașa, reprezentată prin primara proiectului Gabriel. La data de elaborare a acestui raport, evaluatorul și-a îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională continuă și are competențele necesare în domeniul raport. Identificarea clientului, clientul și destinatarul evaluării este Primăria Comunei Mănăstirea Cașa. Scopul evaluării. Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii pertinente asociată dreptului de proprietate asupra terenului subiect. Identificarea imobilului supus evaluării din punct de vedere urbanistic. Lotul în suprafață de 1000 de metri pătrați este liber de construcții și cu destinația stabilită prin planul de urbanism general, termen cu construcții intrabilanscutate. Tipul valorii. Tipul valorii estimată în prezentul raport este valoarea de piață. Conform standardelor de evaluare a ANEVA 2018, definiția valorii de piață este următoare. Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbată la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepătimitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat, care reflectă rezultatul unei aprecieri făcute pe baza mai multor criterii de comparație, exprimând de fapt valoarea de întreprinzare și cea de schimb în contextul general al pieței. Misiunea evaluatorului este estimarea valorii de piață la data evaluării pentru imobilul subiect și calculul de intervenții minime în vederea concesionării acestuia. Data evaluării, data întocmirii raportului de evaluare, data efectuării inspecției 3-a 2-a 2018, data evaluării 20-a 2-a 2018, data la care este valabilă concluzia privind valoarea. Data întocmirii raportului 23-a 2-a 2018. Documentele necesare pentru elaborarea evaluării. În procesul de evaluare am cules trei tipuri de date, informații, date generale, specifice și data despre cererea și oferta de pe piață. Am analizat datele generale la nivel de vecinătate pentru a înțelege interacțiunea factorilor de influență ce influențează valoarea și pentru a previziona tendințele economice, activități guvernamentale referitoare la asigurarea utilităților publice, sisteme de transport, politică fiscală, reglementare de urbanism, PUS, PUC, etc. Aceste date au fost furnizate evaluatorului de către client. Datele specifice, culese și analizate, se referă la detalii despre proprietatea subiect, despre vânzările de proprietăți comparabile, despre proprietăți concesionate și despre caracteristicile pieței locale, amplasament, amenajări și construcții,
informații despre costuri și depreciere, venituri și cheltuieli, informații despre datele de capitalizare, istoricul proprietății și utilizarea acesteia, etc. Au fost obținute aceste informații din presa scrisă și online, de la participanții pe piața imobiliară, agenții, anunțuri de mică publicitate. Informațiile privind cererea și oferta și caracteristicile cele mai probabile piețe pentru imobilul subiect au fost analizate și în scopul domeniului unui inventar al proprietăților concurente cu proprietatea subiect pentru același segment de piață. Natura și sursa informațiilor pe care se va baza evaluarea pentru datele care au impact asupra valorii s-au folosit informații de la client, de la concesionarii de teren vecinați și de la agențiile imobiliare din zonă. Raportul de evaluare este completat cu fotografii din care rezultă încadrarea în zona loturilor studiate, utilități, acces la drum public și starea sa fizică la momentul evaluării. Citeți ce e mai important. Vă citesc ce e mai important, că țin până la... Deci, facem calculul. Un simplu calcul de eficiență economică demonstrează că obținerea fondului el e absolut. Abordarea prin venit, metoda rentei funciare în ipoteza loturilor care nu îndeplinesc condițiile de a fi total forfite. E una dintre metode. Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii. În vederea reconcilierii rezultatelor, s-a procedat la revederea întregii valori pentru a putea avea siguranța că logica și raționamentul de aplicate sunt la judecăți consistente. Deoarece lotul subiect se află în situația de a putea fi construit pe întreaga suprafață, selectarea valorilor finale a fost efectuată în conformitate cu criteriile de analiză aplicate în condițiile și ipotezele generale și speciale definite evaluator în cuprinsul raportului de evaluare. Estimarea redevenței minime, calculul redevenței se face pornind de la premisa recuperării în timp a valorii terenului propus pe concesionare. Se presupune de asemenea că această recuperare se facă în limita maximă de 25 de ani prevăzută pentru astfel de concesionat. Valoarea de piață estimată este 1928 de euro. Redevența anuală teren lot subiect este 77 de euro pe an. În vederea preluării datelor analizei informațiilor aplicate și a faptelor relevanți, în opinia mea, valorile pretendente asociate dreptului de proprietate estimate la data de 20.02.2018 pentru lotul subiect ale valorii sunt valoare de piață lot este 1.21.1928 de euro egal cu 8.989 de lei TVA inclus, redevența minimă lot 77 de euro, asta înseamnă 359 de lei pe an, TVA inclus. Asta fiind prețul de plecare la licitație. Cam așa, are schița lotului, asta a publicația funciară și așa mai departe. Anexa certificat fiscal, anexate la fiecare din lotului respectiv. Deci cam așa arată o evaluare pentru locurile de la Spitalul. Vreți să mai iau unul ca exemplu? Nu, sau? La astea de la Bihigeanu, acolo e altceva. La Bihigeanu, nu, se termină cu Spitalul. Da, am o obiecție. Adică o obiecție, o observație. Nu ne-a spus domnul primar care este prețul acestei lucrări. Dumneavoastră ați dat o comandă și era bine ca această comandă să o fie pus în discuția Consiliului Local la ședința anterioară, că văd că ați zis că pe data de 20 a 2 s-a întâmplat. 23. Avem hotărârea... 23. Deci, hotărârea mai vechi, în cazul aia cu comandă. Bineînțeles. Deci, se știu... vorba de vreo 5.000 de lei fără TVA, toată lucrarea, în jur de... Nu vreau. Deci, cât e cifra exact acolo? Cât ați plătit? Ați achitat? N-am achitat. Ați achitat? Nu spun eu. N-am achitat. Așa este. În jur de 5.000 de lei fără TVA. 5.000 de lei? Da. Adică 50 de ani de lei, da? Bun. Pe mine îmi sare în ochi diferența mare dintre aceste loturi. Că mi-ați zis, ați citit acolo, că ăla
ce este 1,21, este de valoare foarte mică, 423 de euro, în timp ce celălalt este 3,23, am zis, se duce tocmai la 3,213, adică de la unul la altul este diferența, e de ori mai mare. Lotul ăla este tăiat de pârâu, e vorba de un lot care este situat la Costa Mangălăriei. Iar acolo lotul este tăiat aproape în două și nu se mai poate. Din fericire, lotul ăla a fost al meu. Și 23 și 24. Costa și îl simt foarte bine. Care e ăla? Este 23 și este 24. Ăla, unde o dispăr cu lotul ăla. Da. Așa, da. Vreau să vă spun că această diferență de 8 ori mai mare a unei față de cealaltă, nu cred că este, cum să vă spun eu, nu este corectă. Nu e. Da, este? Cel mai mic este 3,25. Este 3,25, ăsta a fost chiar al meu și este 3,24, a fost a fiicei mele. Da, da. Acum, dacă toți suntem la capitolul ăsta, poate ne spuneți noastră câte loturi au contracte în vigoare? Să știm și noi câți bani primim de la concesionarea acestor loturi. Mai știm? Câte loturi au contracte în vigoare? Da, câte loturi? 168, scădeți 66. Și vedeți că sunt 150 loturi care au contracte. Deci se scapă eu, nu știți dumneavoastră. 152 de loturi. 152. Deci dacă le calcule așa. Și în total câte loturi au fost? 168. Nu sunt 168. Deci, în total au fost împărțite în 180 de loturi. Vedeți că este hotărârea de 168 de loturi. Exact 168 de loturi. Deci 168 de loturi. Vă aduc tabelul cu loturile, da. Ca să știți. Deci, v-am mai spus eu dumneavoastră că... Nu mi-a spus nimic. Mai bine decât nu știu nimeni. Pentru că vreau să vă spun... De câte ori ați afirmat chestiunea asta... Da, domnule. În total au fost 180 de loturi. Eu am înșurat cu piciorul și cu metru. Și din astea au fost concesionate 160 de loturi și au rămas de concesionate încă 20 sau câte au fost. Însă, ceea ce este în evidență este faptul că e mare diferența dintre un lot de 423 de euro și celălalt de 3213. De ce e diferența asta de 8 ori mai mare unul decât celălalt? Așa practic, 8 ori, 4,3. Poziția dar are scale, are un spate, să citească domnul primar, locul ăla. Uitați, domnule, dacă nu... Ce face? Sunt 180 de loturi, dar nu sunt concesionate. Nu am spus de contracte. Nu, domnule, de contracte. Contracte, zis dumneavoastră. Și câte hectare sunt acolo la scară, domnule? 19,6 hectare. Da, așa e. În concluzie, cu această evaluare de la 3.213 euro, mi se pare, nu știu cum, cam mult. Da. Sunt cereri pentru loturile astea 16? Sunt cereri, da. Trebuie să ne bucure dacă... Celelalte? Păi da. Trebuie să sigur, dacă este o sursă de venit la bugetul local. La celelalte lucruri care sunt concesionate cu contracte, sunt toate lumea de la zi, cu plățile, cu... Aproximativ, sunt un problem. Da. Dar cu mare majoritate. Eu atât am spus. Da, mulțumim. Da, haideți să luăm și... Lotul la care mai... Loturile... Alea două loturi la Bidigean. De la Bidigeanu. Aici, la Pompanul Bocu, este... Acolo, noi avem terenul ăla din curtea... Din grădină. Ce s-a întâmplat? Conform legii 58 din 1974, legea sistematizării, la momentul când s-au vândut locuințele, li s-a confiscat terenul. S-a confiscat terenul. S-a confiscat. Terenul a trecut automat în domeniul statului, conform legii sistematizării.
urmașii n-au mai făcut, n-au mai cerut terenul, s-au vândut casele mai departe, dar terenul a rămas în domeniul nostru, în domeniul privat al primăriei. Adică cei care dețin casele și-au afișat intenția de a cumpăra terenul respectiv. Pleșul. A fost pleșul, a vândut. Da, acum e Tatăl Maria, Ghilocaș și Ghilocaș, care au acolo locuințele alea. Și, bineînțeles, cu oameni, vă aduceți aminte, în doamna 2016, nu? Au depus o ceea din Consiliu pentru a se demara procedura. Ei au contract de închiriere la acest moment. Ei dețin terenul, dar îl plătesc la primărie. În 2016, în octombrie, hotărârea 57. Exact. Deci, ce suprafață este? 100, un lot de 1015 și unul de 810. 810. Sunt două locuri. Practic, e grădina aferentă celor două. Interesul nostru, noi nu avem interes acolo, vă dați seama cum se duce în portea omului ca să... Dar, atâmi, practic, acum se închide un cerc care a fost deschis într-o lege nedreaptă în 1974. Da, conform legislației, am făcut evaluare și aici. Pentru vânzare. Dirigea la care crește? Nu. Nu. Sunt nu pentru vânzare aici. Nu pentru concesiune. Deci primul lot, aceeași chestiune care vi l-am citit până acum, primul lot de 1015 metri pătrați are valoare de 18.267 de lei, asta înseamnă 3.918 euro. TVA inclus. Iar al doilea, cel de 810, are o valoare de 3.191 de euro la 14.877 de lei pe an plus. Și a documentației necesare, vederea concesionării a 16 loturi situate în intravilanul de la Postutaru, teren destinat construcției de locuințe și case de vacanță, și vânzarea a două loturi agricole în intravilanul satului Cumbrești, zona Bizigeană. Așa sună. Loturi care sunt în domeniul privat al comunei. Privat spus treaba asta. Deci așa sună hotărârea. Privat scrie acolo? Nu scrie. Deci o să... Da, domeniul ca să știi, toată lumea, că ceea ce în domeniul privat se poate bine, nu ceea ce în domeniul public. Nu se poate bine. Nu se poate face aia. Deci se pune la vot hotărârea asta. Cine este pentru? Punctul 2. Aprobarea de viz general actualizat la lucrări alimentare cu apă al Comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău. Da. Să dau citire de gradului
responsabilului cu achizițiile publice. Subționată la rutistina responsabilului cu achizițiile publice în cadrul primării Ministrii Acașul, vă rugăm să aprobați actualizarea de vizuri general și a principalelor indicatori tehnico-economici privind proiectul alimentare cu apă localităților aparținătoare cu primării Ministrii Acașul, surse de suprafață, adăpțiune și stație de tratare, motivare următoare. Cumularea lucrărilor efectiv, lucrărilor executate și arestului de executat, prin ordonanța 79/2017, pentru modificare și completarea legii 227 privind codul fiscal care va intra în vigoare, cu data de 1.1.2018. Devizul general actualizat, valoarea totală a investiției 5.519.284,25 lei, la care se adaugă TVA 1.049.313,51. Principalii indicatori tehnico-economici, pragul de captare cu prize tiroleze pe turul Ghioina și Pietroasa, cămine de liniștire și depuneri aluviului de grosiere, deznisipator, conducte de aducțiune pe o lungime de 10.500 de metri liniar, stație de tratare a apei crude, magazinare, distribuție, menționez că magazinare și distribuția sunt lucrări executate. Aici avem memoriul justificativ. Deci, captare pârâul Pietroasa. Pentru captarea debitelor de la sursa de la, pe pârâul Pietroasa se va realiza un prag de captare cu priză tiroleză având lățimea de 14 metri. Dimensionarea pragului s-a făcut în funcție de debitul de verificare de 700 metri cub pe secundă și a debitului de calcul de 9,2 metri cub pe secundă, rezultând următoarele caracteristici ale pragului deversor. Lățimea de deversor de 7 metri, sarcina pe deversor de 5% 0,674 metri, sarcina pe deversor la 1% 0,991 metri, lungime bazin disipator de energie 5 metri. Pe creasta deversorului, cota 769, se realizează o priză tiroleză având lungimea de 2 metri, lățimea de 0,67 și lungimea de 0,5 metri, acoperită completar cu lumina întrebare de 15 mm, dimensionat cu un debit de calcul de 10 litri pe secundă. În amonte și aval de pragul de versor se vor executa lucrări hidrotehnice de apărare a malului stâng și drept cu cote, la cote superioare nivelurilor corespunzătoare debitelor de verificare cu asigurarea de 1%. Protecția malurilor va fi realizată prin executarea grinzilor de reazem pe care se va sprijini pereul din dare de beton de 10 cm turnat în câmpul de 4-6 metri pătrați pe bucată. Pe ambele maluri, în amonte, se vor realiza apărări de maluri pe o lungime de 32 de metri, înălțime de 2 metri și în aval pe 30 de metri la 1,5 metri înălțime. Apa captată prin grătarul prinței terorize ajunge la deznisipator, ce este prevăzut cu vană stabilar cu diametru nominal de 200 de mm pentru plecare apă și vană stabilară de 300 pentru golire și spălare deznisipator. După liniștirea și depunerea aluvionilor grosiere în deznisipator, în condițiile în care apa are turbiditate mare, apa pleacă gravitațional prin pornită pHD de 110 mm, având presiunea nominală de 6,16 atmosfere, în lungime de 2385 de metri, la căminul cu reducerea de presiune proiectat la cota 594,91 metri. Conducta de abducțiune este amplasată la o cotă superioară față de radialul deznisipatorului, cu circa 0,90 metri, cota 768,43 metri. Conducta de golire din PHD corugat este amplasată la o cota a radialului deznisipatorului de 767,53 metri. Pentru asigurarea zonei de protecție sanitară de regim sever, conform HD 930/2005, se va vizea împrejmuirea captării pătrului Pietros și a lucrărilor hidrotehnice aferente cu gard de sârmă ghimpată fixată pe bolmuși din lumaci din lemn, dispuși la 3 metri, inclusiv poartă de acces în prejmuire 200 de metri liniar. Captare pe Ghioina Dulce.
pentru captarea debitelor de pe sursa de pe Pământul Găina. Ce se va realiza un prag de captare cu priză termoliză, având lățimea de 30 de metri. De emisionarea pragului s-a făcut în funcție de termenul de verificare la 1% 22 de metri cu pe secundă și debitul de calcul 5% 12 metri cu pe secundă, rezultând următoarele caracteristici ale pragului de versoare. Lățimea de versoare de 6 metri, sarcină de versoare la 5% 0,68 metri, sarcină de deversoare la 1% este pe 0,993 metri, lungime bazin de disipator de energie de 5 metri. Pe creasta deversoarelor, la cota 595,50, se realizează o priză tiroleză având lungimea de 2 metri, 0,6 metri și adâncimea de 0,5 metri, acoperită cu un grătar cu lumina întrebare de 15 mm, dimensionat pentru un debit de calcul de 10 litri pe secundă. În amonte și aval, de pragul de versor, se vor executa lucrări hidrotehnice de apărare a malului stâng și drept, la cote superioare, nivelurilor corespunzătoare debitorilor de verificare la, cu asigurare de 1%. Protecția malurilor va fi realizată prin executarea grinzilor de reazem, pe care se va sprijini pereul din dare de beton de 10 cm, turnat în formă de 46 m² pe bucată. Pe ambele maluri, ele sunt apropiate ca și construcții. Pe ambele maluri, în amonte, se vor realiza apărări de maluri pe o lungime de 71 de metri pe înălțime de 2 metri, în aval 30 de metri la o înălțime medie de 1,5 metri. Apa captată prin grătarul prizei tiroleze ajunge la desnisipatorul, ce este prevăzut cu vană stabilar de diametru nominal de 200 de mm pentru plecare, apă și vană stabilar de diametru nominal de 300 pentru golire și spălare desnisipatoare. După liniștirea și depunerea aluvinurilor, grosiere în desnisipator, în condițiile în care apa are turbiditate mare, apa pleacă gravitațional prin conductă de pHD de 110 mm, având presiune nominală de 6 atmosfere, în lungime de 32 mm, la punctul de intersecție cu conducta pHD de 140 mm, PN, presiune nominală 6, conductă ce pleacă din căminul de reducere a presiunii proiectat la cota 594,91 la 1,5 m aval de acesta. Conducta de aducțiune este amplasată la o cotă superioară față de radialul desnisipatorului, cu circa 0,90 m la cota 594,33. Conducta de golire din pHD colgat diametru de 300 de mm, este de amplasată la cota radialului desnisipatorului la cota de 324,03. Pentru asigurarea zonei de protecție sanitară, perecin sever, conform HG 930/2005, se va realiza împrejmuirea captării părului Gherna și lucrărilor hidrotehnice aferente cu gard de sânturi timpată, fixată pe bulmaci din lemn, dispuși la 3 metri, inclusiv poartă de acces, 300 de metri liniară. Deznisipatorul longitudinal are rolul de reținere a particulelor cu diametru de 0,1 mm pentru perioadele cu turbiditate mare a apei prute, în perioadele de după ploaie sau primăvară după topirea zăpezilor. Deznisipatorul longitudinal are următoarele caracteristici. Debitul de calcul 10 litri pe secundă, lungime deznisipator 8 metri, lățime deznisipator 0,8 metri, înălțime totală 1,7 metri, lățime zona activă 0,8 metri, înălțime zona activă 0,8 metri, înălțime de puneri 0,2 metri. Ambele apele colectate prin priza termoleză vor trece prin deznisipator în toate condițiile reprezentând debit și turbiditate. Dar în condițiile de apă limpede, deznisipatorul nu este utilizat. Apa trece fără a depune particule, fiind limpede. Depunerile acumulate în deznisipator, în perioadele de turbiditate, pot fi evacuate pe o gheoină duce sau pe prost, prin intermediul conductei pHD corugat și pe 315 mm. Conducta de golire la părăul Pietros are lungime de 5 metri, iar conducta de golire la părăul Gheoina are de lungime de 45 de metri. Fiecare conductă de golire, în punctul de evacuare la părăul, a fost prevăzută cu gură de vărsare. Aducțiunea. Conducta de aducțiune a apei brute face legătura între sursele de captare, Pietros și Gheoina Dulce, cu stația de tratare plasată în imediata vecinătate a rezervoarelor de înmagazinare existente, cu volumul 2 ori 200 de metri cubi.
Aducțiunea este formată din două tronsoane majore și o conductă de legătură. Tronsonul 1 de la captarea și retros la dezdisipator, la căminul de reducere a presiunii conductă PHD și tronsonul 2 de la căminul de reducere a presiunii la stația de tratare și rezervoare, conducta PHD de 140 de mm, cu o lungime de 8158 mm. Legătura dintre captarea produce dezdisipator la 1,5 metri aval de căminul de reducere a presiunii, cu o de diametru de 110, presiune nominală 6, lungime 32 de metri. Tronsonul 1 are următoarele date caracteristice. PHD de 110, presiunea nominală 6, 510 metri. PHD de 110, presiunea nominală 10, de 272 de metri. PHD de 110, presiunea nominală 16, de 1603 metri. Tronsonul 2 are următoarele date caracteristice. PHD de 140, presiunea nominală 6, 2372 de metri liniari. PHD de 140 de mm, presiune de 10, de 5285 de metri liniari. PHD de 140, PN16, de 469 de metri liniari. Conductele de aducțiune se vor monta în pământ, sub alungirea de îngheț, fiind așezate pe o stradă în zi, pe traseul conductei de aducțiune, s-au prezentat pe mine, s-au prevăzut cămine de bane, decolirea, emisire, secționare, ruperea presiunii, pentru asigurarea stabilității conductei de aducțiune pe traseu la schimbări de direcție în plan orizontal vertical, s-au prevăzut masive de ancoraj prin beton. Deasupra traversări de toren, părare, conducta se va monta pe o fundație independentă de beton de 0,8082 m. Conducta de PHD la supra-traversări și sub-traversări va fi montată în țeavă de protecție de oțel de cu diametru nominal 250 de mm. La partea superioară a supra-traversării s-au prevăzut supape automate de aerisire, de dezaerisire. Stația de tratare. Pentru potabilizarea și dezinfecția apei captate, s-a prevăzut o instalație de tratare pentru un debit de 10 litri pe secundă, care se va monta într-o clădire în apropierea rezervorului de înmagazinare. Clădirea va fi din beton armat, numărit stâlp și radier cu închideri perimetrale din panou termoizolant de tip sandwich cu fețe din tablă și izolație din spumă poliuretanică, regim de înălțime parter. Clădirea va fi asigurată cu instalații de încălzire, ventilație și electrice de iluminat, forță și priză. Instalația de tratare și dezinfectare a apei se formată din stație de preparare și dozare coagulant, stație preclorinare, modul de decantare, grup de pompare pentru ridicarea presiunii, filtru automat de nisip, filtru automat de carbone activ, stație de clorinare finală. Funcționarea stației de tratare apă brută, apa brută de la cele două surse ajunge la stația de tratare prin curgere liberă. După intrarea stației, apa urmează următorul traseu. Stația de dozare coagulant, unde are loc coagularea particulelor suspendate din apă, în particule numite flocoane, cu funcție de destabilizare a particulelor din neutralizarea sarcinilor electrice prezente pe suprafața particulelor. Stație preclorinare ce constă în injectarea controlată de hipoclorit cu scopul oxidării fierului, manganului, hidrogenului sulfurat și a diferitelor substanțe organice oxidabile, modulul de decantare constă în eliminarea suspensiilor din apă. Operațiunea se realizează în bazine de decantare prin separarea particulelor mai mari de 10-3 mm aflate în suspensie. Prin acțiunea gravitației se obține apă limpede și suspensii. Suspensiile depuse formează nămoluri care se îndepărtează continuu. Filtrul automat de nisip reține suspensiile solide care nu au fost reținute în modulul de decantare, respectiv materia în suspensie coagulată, rămasă în urma coagulării. Acest lucru se efectuează prin trecerea apei prin mediul filtrant format din mai multe straturi de nisip cu diferite granulații. Alimentare cu energie electrică. Amplasamentele lucrărilor de scrisandelilor care fac obiectul prezentului proiect pot oferi spații pentru amenajare atât în a organizării de șantier locale, cât și a accesului lucrașilor și mijloacelor de transport și manipulării materialelor. Traseele conductelor sunt specificate în planurile anexate la proiect, fiind corelate cu celelalte rețele superane extinse zone. Amplasamentele nu impun demolări sau obiective de construcție.
Pentru cheltuieli pentru investiția de bază. Distribuția 1.983.365,17. Asta e investiția de bază la montaj 1.946.000. Aferente ISC-ului pentru controlul calității, casa asociată la constructorului, cheltuieli diverse și neprevăzute 5%, cheltuieli pentru informare și publicitate 0 și atât. Da. Vreau să spun că ieri am fost la Ministerul și am semnat contractul pentru școală, contractul de utilizare pentru școală. Nu s-a pus în vedere să te transmite mai de și documentația pentru finanțare la... Da, cam atât. Dacă noi doriți detalii, ce detalii vom discuți, vom mai dau. Da, vezi cu întotdeauna. Domnul primar, v-aș ruga să nu te supăra pe mine, dar în fapt ar putea să vă amura cunoștință din nou, nu știu, câtă oară, dar asta este. Deci un lucru foarte bun să face, să dea Domnul să mă țină îl de sus, pe fața Pământului, să văd și o apa asta terminată. Odată terminată, nu o să mă dea voi să fie funcționabile datorită faptului că nu-i canalizare. Deci, asta e o altă. Păi, e tocmai cine doar. Haideți să vedem. Dar, după cunoștințele mele, domnul primar, apa din declarațiile dumneavoastră e terminată în 2013. Nu râdeți. Păi nu e aceeași placă, dar e aceeași placă. Și pentru lucrul ăsta, domnule, eu nu m-am recășit. Eu m-am ascultat, de ce nu m-am ascultat? Păi cum m-am acuzat, spune-mi, Eu declarații pe care am semnat-o eu și am spus că apa a fost gata. Ați declarat-o în fața organului de cercetare penală, domnul primar, că apa este gata. Funcționarea. Deci asta înseamnă dacă eu declaram chestiunea asta, acum nu mai eram de vorbă cu dumneavoastră. Nu. Ba da. Nu, deci, nu mai eram, clar. La următoarea ședință vin cu documentația, la mai da, am bine. De azi mai adus-o dumneavoastră, așa. Și pentru lucrul ăsta aveți început urmărirea penală de o instanță de judecată. Deci eu propun ca următoarele cheltuieli, ca să nu-i mai apară aici... Cum a spus, că e făcută, ce-i făcută urmărirea penală? Da, e început urmărirea penală de instanță de judecată. De nu de mine, nu de un organ de cercetare. Ce rămas definit. Vedeți că nu știți despre ce vorbiți. Cum nu știți? Instanța a început, reînceput urmărirea penală. Doamne, nu știți despre ce vorbiți. Nu, s-a dispus recercetare, nu s-a dispus. Nu, s-a dispus. S-a dispus că e negru pe alb acolo. Așa. Cum ați încurcat. Nu, spuneți. Asta s-ar putea să fie o calomnie, să știți. Nu, nu spuneți ceea ce este. Nu, spune exact ce este. Mai puneți de la dumneavoastră. Pentru că redeschiderea urmării penale, împotriva lui Acrotesi, așa, asta scrie acolo. Deci negru pe alb scrie, nu pot să vă dovedesc, acum că n-am hârtie la mine. Dar așa este. Bun. Și eu aș propune un singur lucru. Băgați mâna în buzunar și plătiți dumneavoastră de acum, colo plătiți apa. Că noi am plătit-o odată. Cetățenii comuni, toți de aici au plătit-o odată. Cetățenii comuni au plătit-o. Băgați mâna în buzunar și plătiți diferența asta. Ce-ați plătit?
Păi cum nu? Dar de unde ați făcut? În orice modal. Dumneavoastră când vorbiți, vă ascultați? Nu știu, vă întreb dacă vă place să vă ascultați când... Nu mă puneți așa. Eu vă spun așa. Doamne, ați văzut ce valoare a ieșit? Domnul Ciocotaru, credeți că eu ca om, din ce aș putea spune eu diferența? Nu știu, nu știu, domne, nu știu. Haideți, domnule, vă ați spus, domnule, ce-a spus? Bre, haideți, nu voi umbla cu prostii. Nu umblu, domnule, cu prostii, dar așa e realitatea pe viața mea, dar așa cum am vizit, da, e asta. Nu, dar doamne, ferește, da, în fine, dacă aveți ceva concret, da, haideți, domnule. Dar asta e destul de concret. Am înțeles, da. O nouă tentativă de a mă jignesc. Dar nu mă jignesc cu nimic, că asta la bună început nu mă supără. Asta ați făcut de când ați intrat consilier, asta o faceți în continuare. Păi vă spuneți că vă sunteți de acord, domnule. Și asta nu sunteți de acord. Asta o să faceți până când o să închideți ochii, exact cum spuneți. Din toate punctele astea... Asta ați făcut toată viața. Domnule, reprezintă pe noi consilierii din toate punctele astea. A spus vreodată, din 2016, de când suntem aici consiliul ăsta, a spus vreodată, doleanța unui consilier de aici, pe ordinea de zi, a spus numai ce vreți dumneavoastră. Deci asta este realitatea. Deci nu trebuie să vă supărați, asta e realitatea. Deci, eu mă rog pentru oameni... Cine e motorul alimentarea cu apă acum? Ce spune dumneavoastră? Păi, eu, din câte știu, eu acum sunt votul registrat în consilier. Deci discuția a fost așa la un proiect ăsta cu apa. S-a dat o soluție de către apele române ca apa se găsește pe loc. S-a furat și nu s-a găsit debitul normal. Responsabil pentru investiția făcută sunt apele române. Ei au dat soluție. Tu ai recuperat bani? Păi cine se dea bani? Apele române sunt statele române. Ei au dat o soluție. Dar cum s-a găsit apa cea mai dea? Dar cine o dat? Eu scrie. Ei ne-a dat și domnule. Ei au dat soluție. Nu ne-a dat doar doar doar. Ei, apele române nu s-au apucat de treabă când a fost un proiect. Păi da. Proiectul ăsta a fost un defezabilitate, acum s-a făcut să găsești apă. Dar acum s-a găsit ce să-i facem? Să facem o captare cu apă care nu era unde a ajuns pentru toată populația, era iar ceartă și până la. Și eu știu că s-a terminat din proiectul ăsta, s-a terminat distribuția și magazinarea. Eu așa știu. Altfel nu știu. Iar dacă s-a declarat aproape, nu. O să spună spune că este făcută terminată, dar e de nimic. Să așteptăm atunci hotărârea judecătorii, astfel și atunci dacă va fi definitiv, atunci ala mică să întâmplă și să nu da. Da. Domnul Belu, aveți cuvântul ca să vină. Da. Păi eu ce vreau să spun? Vreau să spun că proiectul ăsta este un proiect magnific, mare și amplu. Și complicat de executat. Și lucrul ăsta se vede nu numai în valoarea mare a investiției, care este de 5 milioane și jumătate de lei actual, care înseamnă 55 de miliarde din circa 55 de miliarde bani vechi. Acum, din ce a citit domnul primar, se pare că proiectul acesta are mai multe capitole. Și bineînțeles că toate capitolele astea nu se pot executa toate odată, mai ales că și finanțarea, pentru că noi deocamdată aici suntem, la finanțare. Cum facem să finanțăm această lucrare? Pentru că este tergiversată de 14 ani de zile și uitați-vă că o să mai dureze cine știe cât, pentru că soluția a fost greșit luată. Cineva trebuie să răspundă de banii care s-au cheltuit și uitați-vă că ne-a dus cu Zăhărelu, toți și județul ăsta, nu știu ce are de comuna asta a noastră, că nu reușește să rezolve această problemă. Bineînțeles că toată lumea dorește ca să avem apă și nu numai apă, dar să avem și canalizare. Și eu, în cuvântul ăsta al meu, vreau să întreb pe domnul primar și conducerea comunei cum stăm cu finanțarea. Când începem să primim bani și eventual... Dar mai întâi, eu știu dacă proiectul este gata. Proiectul este terminat, domnul primar? Proiectul este terminat? Acum noi trebuie să trimitem la Ministerul Urgent, noi de decizii aprobate de Consiliul Local și, bineînțeles, că trebuie tranzite și soluția tehnică. Proiectul este modificat doar de partea de adopțiune, deci de captare. Deci pentru captare. Pentru acest deviz, proiectul este terminat, probabil că, da, așa ar trebui de reușit. A fost
un studiu de fezabilitate pe care noi l-am aprobat și se lucrează la soluția tehnică. Bun, deci deocamdată noi discutăm... Noi discutăm doar de, de vizul general. Și noi discutăm pe studiul de fezabilitate. Pe studiul de fezabilitate. Așa se întâmplă. Deci, efortul financiar al județului și al nostru, de fapt, este extraordinar de mare. 55 de miliarde lei, domnilor, nu este jucărie. Și fiindcă este suma așa de mare, aș fi trebuit să, să luăm și niște termene. Pentru că iar ne ducem cu Academiile Grecești cu realizarea acestei, acestei investiții. Că după aceea o să vină și canalizarea, este un lucru cer. Dar deocamdată să punem, să, să vadă și un, un cetățean din comună când domnul Mitri s-au demarat lucrările pentru captarea asta. Iar pentru ceea ce s-a făcut în, în anii anterior și pentru banii care s-au cheltuit și s-au aruncat în vânt, cineva să răspundă că e proiectant, că e apele și așa mai departe. E, proiectul, cum am spus, e grandios. Deci ca să știe toată lumea că captarea asta se va face de două surse, una la Petroasa și una la Gheorghea. Conducta de acolo și până aici, până la rezervoare, se va face pe, pe conductă de 250, așa cum am înțeles de acolo, 250 mm. Și nu va fi o lucrare ușoară, va fi o lucrare foarte, foarte grea și foarte complexă, dar trebuie făcută pentru că este păcat. Noi avem aici sursă de apă curată, avem sursă de apă. Suntem, vorba aceea, la munte, toată lumea care vine aici își pune întrebarea, domnule, nu aveți apă, când Dumnezeu ăia din, din Bărăgan, care n-au niciun pic de deal și n-au niciun pic de râu, au apă curentă, domnule, și noi nu, și noi nu avem. Ce să zic, trăiesc cu nădejdea că știu eu în cât e, în 2 ani de zile încercăm să vedem și noi... Ne apucăm, ne mai apucăm, domnul primar, dar uite că... În primul rând vom prioritiza captarea de la Gheorghea și aducțiunea până la drumul, după care se face și Petroasa. Eu am fost în vizită așa pe dealul ăsta aici și am văzut că rezervoarele s-au plecat. Nu știți că am văzut? S-a rupt drumul, au plecat și vreau așa, așa sunt aia care s-au plecat rezervoarele. Da, sunt aplecat. Ia să faceți o, o plimare până acolo, să vedeți cum... Dar s-au dus până unul de spiele, că au plecat tot cu gata. Am unde s-au dus... S-au plasă de carte. S-au deplasat o plasă de carte. Uite așa este un anumit unii, deci că s-a... Rezervorul Dumnezeu. Nu vă sumate la mare până. Nu vă sumate la Teodolit. Nu, așa dă impresie. Au mai fost câțiva pe deal tot așa. Așa dă impresie. Deci, așa se fie. Ea s-a turnat, s-a turnat radierul deasupra, s-a turnat... La, la același nivel cu în cofragul, deci n-a trebuit să toarne în etapă. S-a turnat și s-a egalizat perfect în cofrag. Lucrarea fiind foarte grea, va trebui multe fonduri și multe eforturi, eforturi fizice, atât din partea construcției, cât și din partea comunei, ca să demarăm odată că e păcat, e păcat de noi să trăim de atâția ani și nu avem apă. Trebuie plantat ceva. Nu, s-a format un torent și a antrenat pământul fiind lucrat, a fugit. Întrebarea care se naște în mod obiectiv este care sunt perspectivele finanțării acestei imense lucruri? Finanțarea prin Program Național de Dezvoltare Locală, v-am spus că ieri am fost la și... La ce, la ce minister ați spus? La Ministerul Dezvoltării. Și este singura soluție viabilă de la ora asta. Și când ați dat contractul de finanțare, imediat am și dat un bani. Avem ajutorul de partea județului? Nu, nu mai. Nu mai, da, uite că tot așa zicem de mulți ani și... Da, e. Au trenat și au fost mai multe piedici. Bine, a fost piedica terenului până în 2012, când era blocat pe absolut tot, până când am intrat în poziția terenului. Nu puteam să luăm un cap în zona de acolo. Deci nu, lucrurile nu sunt ușoare. Ușoare, domnule. Mai avem, o să vedeți că la scoatele în circuitul silvic ce lupte o să avem și așa. Ați rezolvat o armă în mână sau? Nu sunt o armă în mână, să se fac niște hârtii. N-ați rezolvat încă cu terenul acolo?
Da, să vedeți că avem la punctul 2 să avem și niște chestiuni de, la un alt să avem și niște chestiuni în domeniul. Nu știu cum n-am alte comune și au rezolvat problema. A fost simplu. Și-au făcut niște puțuri, au pompat apă de acolo și gata. Da. Noi nu le avem. N-am avut zona asta. Da, nu avem puțuri. Avem puțuri, dar uite că nu e un soluție. Nu ai apă, da. Ai puțuri. Nu, domnul primar. Este o pată pe obrază dumneavoastră. Nu sunt eu vinovat, nu este asta. Sunt eu vinovat că am încercat să fac ceva. Vine total, total vine. De 14 ani m-am căsnit cu apa asta și nu învățat. Nu, doamne, nu sunt 14 ani. 14 ani sunt primar în comună. Da. Vreau să întreb dacă domnul primar a declarat rețeaua de apă e gata, cum spune domnul Ciobotar, mai poate primi finanțare după aceea, dacă declarați că e gata. Deci e conflict logic aici, după părerea mea, nu? Odată ce spui că e gata și să spui iarăși vrei finanțare pentru așa ceva, nu există. Deci nu s-a declarat, după părerea mea, decât că e gata rețeaua de aducțiune. Nu se declare așa ceva când nu scurgea la robinetul. Dar asta înseamnă că n-ai probleme așa, sau are toată lumea probleme. Deci, ce o cumpărăm de la Onești, noi am mai. Ați văzut? Dar nu e ieftină, dacă faci un calcul. Dacă e mai ieftină de la Onești, ea v-am adus de la Onești. Nici mai ieftină și nici mai bună. Dacă asta e soluția. Nici mai bună. Deci eu am spus că era o soluție. Să o aducem de la Onești, era o soluție. Era o soluție. Și sunt sigur că era gata până acum, dar asta nu înseamnă că era mai ieftină sau mai bună. Deci e clar că de la Onești se aducea fără... Deci, asta o luăm pe gratis, când ne-a dat-o Dumnezeu. Domnul pe noi, nu o luăm gratis. Stați-și, o luăm, nu o luăm. Totul se plătește. Nu o să fie gratis, domnul. Totul se plătește. Dar acolo depindeai de un preț impus de cineva. Așa. De când aici, prețul ți-l faci tu. Din resurse, din resurse naturale. Gratis nu o să fie. Gratis nu o să fie costuri. Nu mai are cineva, da, dar vorbesc ca apa, ca atare. Nu dai bani pe apa. Mai vrea cineva să ia cuvântul în baza acestei hotărâri? Nu, da. Deci supunem la vot aprobarea devizului general actualizat la lucrarea alimentară cu apa al Comunei Mănăstirea Cașa. Cine este pentru? Și ține minte cifra, 55 de miliarde. O ține, domnul. Împotrivă? Împotrivă domnul Ciubotaru? Se abține cineva? Da. Nu, că nu vreau să bage apă. A, nu, am înțeles. Ai, mă, nu am problema care ai băgat, vrei să-i lucidezi. Singurul meu. Da. Aici să-i dau, domnul. La 3, nu? Actualizarea domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașa. Haideți, domnul Vicio. Deci, haideți să vă explic despre ce vorba și domnul Vicio să vă dea detalii. În primul rând, că zona captării și traseul conductei trece prin domeniul public, proprietatea Comunei Mănăstirea Cașa. Deci trece prin domeniul public acum. Ar trebui să treacă, da? Deci noi... Conducta proiectată. Da. Noi ar trebui să scoatem acum pe captările, suprafața captărilor, este o scoatere permanentă din domeniul forestier, din regim silvic, pentru construcțiile astea în România. Ceea ce înseamnă conductă, traseul conductei, va fi o scoatere temporară din domeniul public. Pentru că se consideră că ai introdus conducta și nu mai e problema să rămână în construcții permanente. Și terenul își preia funcțiile avute înainte. Deci, practic, noi trebuie să scoatem din domeniul public acum și să trecem în domeniul privat cu scapula, nu? Total. Dar de ce nu se poate să rămână în domeniul public? Nu intabulează nimeni. Traseul conductei. Păi nu. Ele fac parte din... sunt legate de regimul silvic. Păi înseamnă că nu iau domnul aici. Dar sunt proprietate publică și sunt legate de votul silvic. Acum. Indiferent. Și pădurea noastră, proprietatea noastră este grevată de codul silvic. Nu puteți face dumneavoastră ce vreți cu ea. La regim silvic. Dar nu sunt regim. Avem așa, în UB
16.59, 2904 metri pătrați, în UA 60, 1434 metri pătrați, în UA 60A, 639 de metri pătrați, UA 61A, 1, 2085, în UA 64A, 498 de metri, în UA 65A, 696 de metri, în UA 65A, 01, 1085 de metri, 65C, 267 de metri și în 66D, 1008 metri. Da, aici să avem aici harta traseului. Deci cam asta. Deci nu e vorba de traseu, e vorba aproape și de traseu și de construcții hidrotehnice, de camioare. Nu, 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 ălea scoase. Ălea scoase de mai 2. Și acum avem numai traseu. Traseul nu e pe lângă șosea? Poftiți? Nu e pe lângă șosea. E pe lângă șosea, dar de la sursă până în șosea vine pe prin pădure. Așa. Și proprietatea Rob Silva. Și vine pe, pe marginea drumului. Iar drumul este la Rob Silva. De la nu trebuie să trece pe drum. De la din Gheoina, el trece în presată. Din Gheoina. Da. Vine din Gheoina, venim pe spatele cavalei la Gheoina, venim pe drumul forestier. Și urcăm și coborăm în presată în partea asta. Așa va fi. Nu știu, știi, în domeniul public, în domeniul privat. E o trecere temporală, care nu se face. Ce da, 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 pentru da, da, se poate executa planul de situație în vederea, în vederea construirii, da. În vederea executorului. Ca să putem elibera. Cine-i proiectat, domnul primar? Profi Bonistal Bacro. Cum îl cheam? Bontaș. Domnul Bontaș. A fost Sava, a decedat și Bontaș. Cu ce încălate firma se numește? Profi Bonistal. Profi, da. Da. Deci, cum se încontrează asta? Cu trecerea din domeniul public la domeniul privat. Se aprobă actualizarea domeniului privat. Actualizarea domeniului privat. Cu anexa 1, ce face poate integrarea în fața de la protocol. Da, anexa 1 trebuie dat pe o citire. Cine este pentru? Privă? Să fie primarul. Da, primarul. Și acum, punctul 4. La punctul 4. La punctul 4 este... O eroare... A fost o eroare de redactare, când am ajuns la cadavru. O eroare de redactare. Pur și simplu, hotărârea a fost... Ce s-a întâmplat? În 2012 am dat hotărârea prin care i-a acordat Diane Chelaru, vicecampion european, îi acordam un lot de teren, nu s-a discutat. Toată lumea a fost de acord, i-am acordat atunci titlul de cetățean de onoare al Comunului la Frașii. Însă, s-a trebuit un vot, era domnul secretar. A fost deja, dar s-a consemnat o folosire. Am vrut să fac cadastru și s-a consemnat nicio folosire. Nu, domnule. De ce nu vedeți? Lui hotărârea nu e clar. Nu sună bine. Hai să să-i dăm citire. Da, citire. Este hotărâre. Este, da. Este o hotărâre din 2012. Dar nu găsesc, domnule. Este, domnule. Dar este, s-a dat la... Așa, da. Da, așa, așa. Și acum, față de ea, ce să zicem? Va trebui redactată hotărârea cu subiect și predicat că să dăm proprietate. Atunci că a fost creat să dăm folosință. Nu, nu. Acolo se spunea că se va acorda... Se va acorda în proprietate. Se va acorda. Un lot de teren, doșoarei de la... Se va acorda. Se va acorda, dar... Așa, 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 hotărârea, e vorba de hotărârea 22 din 18 septembrie 2012. Da, că vine cu totul. Cetățean de onoare al Comunei Mănăstirea Cașii și Pețu, Bacău, Doșoare, Chilavă, Diana Maria, CNP cu domiciliu stabil în Mănăstirea Cașii, așa, pentru merite deosebite obținute în cadrul lotului olimpic român de gimnastică în perioada 2010-2012. Doșoara, Chilavă, Maria, Diana Maria, va primi ca premiu, un lot în suprafață de 1000 de metri pătrați, teren destinat construirii de locuințe sau case de vacanță, situat în satul Scutaru, S3 cu 3, teren ce revine în proprietatea acesteia. Dar va primi odată. În viitor.
Deci, nu, nu a spus, doamne, de început din momentul ăsta, fata asta e proprietară, ați înțeles? Deci, da. Va primi ăsta, da, poate să primească asta sau poate să-l primească peste 50 de ani. Cine face cadastru? A făcut Nu s-a mai făcut, s-au mai făcut chestiuni de genul ăsta, știți? Și din cauza asta, și din cauza asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Iar acum proiectul de hotărâre sunt așa. Privind atribuirea cu titlul gratuit al lotului de teren S3-3, situat între bilanțul satului Scutaru, domnșoare Chelabu Diana Maria, teren destinat construirii de locuință sau casă de vacanță. Se atribuie cu titlul, articolul 1, se atribuie cu titlul gratuit lotul de teren în suprafață de 1000 de metri pătrați, identificat S3-3, conform anexei 1, situată dintre planul satului Scutaru, domnșoare Chelaru Maria Diana, Diana Maria, cetățeanul muncă, domiciliu stabil în comuna Mânstreaca și satul Pești, teren destinat construirii de locuință sau casă de vacanță. Acordarea terenului cu titlul gratuit se face cu conformitate cu ACL 22 din 18 septembrie 2012 și constituie premiu pentru merite deosebite obținut în cadrul lotului olimpic român. Terenul identificat face parte din inventarul privat, domeniului privat al Comunei Mănăstirea Cașin, conform HCL-ului, are următorii vecini. Primăria la nord, Primăria Mănăstirea Cașin, la sud, număr cadastral 60.452, concesionar Panaitescu Mariana, la est, concesionar Panaitescu Mariana, la vest, Primăria Mănăstirea Cașin. Predarea lotului se face cu toate proces verbal, primire, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Se mandatează primarul Comunei Mănăstirea Cașin pentru efectuarea opțiunilor necesare transferului de proprietate. Prezenta hotărârii va fi comunicată. Ea l-a plătit din 2012 de la primărie. Da. Ne-ai considerat rezolvată problema. Dar a fost dat definitiv? Da, da. Păi nu, nu s-a făcut formare de cadastru. N-a făcut cadastru eu. N-a fost cu cadastru. La primărie. A plătit că în baza hotărârii fosilului. Nu, dar să plătești impozit. Da, impozit. Deci impozitul a plătit în fiecare an. Deci asta a fost. Acum ca să poată să-și definitive. Ea vrea să-și facă un predicat de vacanță. Un pic. Da. Da, deci asta e problema cu cine? Cu... Da, ba. O să-mi punem la vot. Dați-mi voie să comentez un pic. Ca locuitor al comunii, vreau să vă spun că domnișoara Diana Chelaru este cetățean de onoare al comunei, bineînțeles, dar este un om care îmi face ce este comune și când fiecare dintre noi auzim de acest nume, era de el de bucurie pentru că ne reprezintă tot ce este comuna noastră. Așa încât, pe plan național, domnișoara Diana Chelaru îi face cinste nouă și mai ales suntem foarte mândri că avem un așa sportiv în calibur. Eu personal și nu numai eu, o felicit încă o dată, pentru că am mai felicitat-o și altă dată pentru așa de an, pentru că știm ce înseamnă munca aceasta pe care am dus-o atâtea ani de zile. Știu că este, au fost sportivă de mare performanță, acum am zis că e profesoară. Antrenor. Și ceea ce facem noi pentru Gârsa, cred că este prea puțin față de efortul care l-a dat de-a lungul a 5-6 ani, când ne-a reprezentat cu cinste România în toate competițiile de gimnastică. Aș fi vrut ca, prin intermediul tatălui dânsei, ca la o asemenea festivitate, să ne fie oferit cu posibilitatea să vin dânsa aici. A fost. Să mai vină și o dată. Bine, dar pentru că ai de copii la... Pentru că merită să fie felicitată de fiecare din noi. Mai ales că mâine e și ziua femeii și cu ocazia asta trebuie să... 100 de copii care am
Vrea să devină Brașov felicitări pentru activitatea care a adus-o. Felicitări pentru activitatea care o duce. Și sper să aibă succes ca antrenor. La fel de mare succese cum a avut și până acum. Și de ce nu, să o vedem și să ne invite domnișoara Diana la următorul pas important din viața ei. Poate că vedem că se căsătorește. Nu-i departe. Îi urăm multe felicitări. Spune statul cu regret. Și să... regret, dar la 25 de ani trebuie să facem. Da, mulțumesc pentru cuvintele adresate în consilier. Supunem la vot. Cine este pentru acordarea? Acum, probleme? Nu, haideți să ajungem la 5. Care am luat. Avem o adresă. Spunem o adresă de astăzi. De la consultantul pe care se ocupă de material plan de la nivelul județului. Și spune așa, asistență tehnică. Master plan, da. Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată județul Bacău, în perioada 2014-2020, subiectul lista de investiții prioritare la OAT Mănăstirea Cașa. Prin prezentare, rugăm să ne sprijiniți pentru obținerea aprobării de către Consiliul Local Mănăstirea Cașa, în liste de investiții prioritare care se vor realiza prin proiect finanțat prin programul operațional pentru UAD Mănăstirea Cașa, respectiv extinderea rețelei de alimentare cu apă 3511 metri liniar, realizarea rețelei de canalizare de Mănăstirea Cașa în Rupești și Bărbulești pe o lungime de 21.920 metri, realizarea colectorului ce face legătura între Comuna Mănăstirea Cașin și Comuna Cașin în lungime de 1257 de metri liniari. Referitor la terenurile pe care se vor realiza investițiile prevăzute în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, vă rugăm să vederați faptul că potrivit ghidului solicitatului pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru programul operațional, amplasamentele pe care se vor construi în de reabilita noile investiții, rețele, stații de epurare, stații de tratare, surse de apă, trebuie să aparțină domeniului public al UAT-urilor. De asemenea, vă rugăm să le puneți în vedere faptul că pentru realizarea investițiilor, aceste terenuri trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele cerințe. Să fie libere de orice sarcini, să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești, să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. Ca urmare a acestei solicitări, vă rugăm să te sprijiniți pentru a primi de la UAT Mănăstirea Cașa în aprobarea listei de investiții prioritare, cuprinzând anexele atașate, formă semnată și extracțiile de cadre funciară până la 12 martie 2018. Și avem așa, da? Vă aduceți aminte că noi am discutat chestia în luna ianuarie? Da. Vă aduceți aminte, da? Da. Și avem așa, da. Pe Lupești avem 516 metri extindere la alimentare cu apă, pe Părvulești 397 de metri, pe Mănăstirea Cașin 2598 de metri. Pe canalizare avem la Mănăstirea Cașin 17.409 metri, pe Lupești 3.715 metri și pe Părvulești 796 metri. Chiar aici comenta cineva că pe Părvulești foarte puțin. Și, bineînțeles, colectorul de 1.257 de metri care face legătura între Mănăstirea Cașin și Cașin. Stația de epurare la Cașin. Stația de epurare, singură stație de epurare la Cașin. Pentru apă uzată. Pentru apă uzată, da. Ei cum au acum apă uzată? Ei folosesc afluent? Nu, canalizare nouă în Cașin. Ce facem și noi? Improvizați și la ei.
Deci, cum să sunt văzut la s-a aprobat lista prioritară de investiții pentru programul operațional. S-a aprobat lista de investiții, prioritară de investiții. Astăzi a venit. Da, dacă sunt întrebări. Discuții pe marginea. Finanțarea să suma totală proiectului la 100 și ceva de milioane de euro. La nivel de județ cu tot ce se poate finanța. Da, nu e numai noastră. Tot ce se face la nivel de județ. Mi-spai 120 de milioane de euro. O să avem și o să venim în Consiliul Local, cred că luna viitoare, cu o problemă vis-a-vis de amplasamentul stației de curare la Cașă. Pentru că amplasamentul va fi obligatoriu pe teritoriul Cașului. Discutam un pic cu domnul primar și s-ar putea să se ivească o problemă încă sunt să consultă consultantul, să vedem exact. Dar s-ar putea să avem o problemă că să cumpărăm o bucată de teren de vreo 2 hectare acolo unde se vine amplasat pe stația de epurare. La Vastru? Mai jos, mai jos, ca să aibă ei, ca să vină în încălzire liberă, să nu pompeze la teama. Dar o să vedem. Tu vă poți spune mai multe pentru că nu știu foarte multe detalii. O să vedem. Ce? Aici, cum vreți la mine la apostol cu răzbași, pumpează sus sau merge pe linia AP? Linia A merge pe, cred că, cel mai jos. În mod normal, cea mai bună amplasare este în apropierea râului Cașa. Da? Pentru că de acolo a trebuit să se iasă apă curată. Vine, nu se iasă apă curată. Ține primăderea naturală. Ține primăderea naturală și poate urmează. Ar însemna costuri mai puțin. E chestiune de proiectare, de aprobări, de multe lucruri care da. Da, dacă nu sunt... Cine este de acord? Trecem la diverse? Diverse, da. Dacă pot trecem la diverse, dați-mi voie să... Bun material. La mulți ani, doamna. Nu înseamnă că mă iubiți dumneavoastră. Da, mă, dumneavoastră, practic, și concluzia lui este chiar un peste și mai am o bără. Scandal există în fiecare zi. Și eu v-am mai spus că acolo nu au
o șansă în spate, deci la drum, nici pe dreapta, nici pe stânga, nu are nici jichea, nu are apa îndreptatul pe drum și poți să pună cât s-ar pune, pietriș, ce s-ar pune, apa o duce când vine, atât din ploaie, din zăpadă, nu are nici la Bucur, nu are nici la Jianu, nici la Irimia, nici la Niță, Dumnezeu cu mine, la toată apa vine pe drum. Cumva trebuie să le puneți în vedere, cumva, nu știu, să facă fiecare șansă. Cum există la doamna Costă Cucu, la Goedea, la mine, la Renza, pe partea cealaltă, la fel. Să fie și ei obligați să-și facă șansă. Să nu spună... Să nu spună că ești în fundă șansă în Rusul. Trece și că prea mai este... Cum există așa ceva? E domeniul public, nu e drumul ei. A dat niște zăpadă, ca... Cum să dă zăpadă acum, nu? Dar n-a făcut-o în mijlocul drumului. Vai ce panana mai ieșit, ce scandal, că a dat zăpada în dreptul grădinii ei, vezi, doamnă. Și în fundă șansă. E posibil așa ceva? Zăpada a dat-o Dumnezeu. Păi tocmai. Da. Ați zis că poate cumva puneți o cameră de lua vedere acolo. Vine primăvara, acum ferească Sfântul. Ce o să facă? Da. Atât. Mulțumesc. Domnul Ciubălar. Am încercat să fiu scurt. Domnul primar, încă o dată ridic problema cu drumul de primul județean 115 până la Gura Lacului. Haideți o dată să vedem ce facem, domnule. Dar e rău de genul de rău, s-a făcut. Dar e cum trebuie să spun. Cum merge în asfalt, e crimă până la genul de rău. Dar clar, așa se face. Așa se face. Adică de când se pune o cutură, ele mă degrabă a băga asta. Dincolo de pot, acum mașina. Dar de pe peru ce face rău? Da, nu e la rău. În perioada asta n-ai ideea să facă. Ce spunea doamnă? Acolo drumul ăla e în... E comun. Bun. E drum forestier. E drum forestier. Păi și asta nu e forestier. Bă, dar e forestier, forestier. Și dacă e forestier și dacă... Da. Bă, dar în infraglarul comunii, drum forestier. Ideea este că acolo trebuie băgat un utilaj. Da, da. Un bulldozer. Un bulldozer, nu trebuie ca doar în la prima urgență. Băgat bulldozer. Cu sutură nu faci nimic. Domnule, dacă... Domnule, dacă bagi bulldozerul mai îndreaptă. Corect, da, da, da. Pare mai corect. Ca altceva... De urgență, nu mă, e crimă, acum s-a dezghețat că trebuia venit cu jeepul, dați voi venit cum așa. Deci eu nu-s pravă de gheață, s-a dezghețat, e... Dezghețat, e cu gaură, trece firul alea cu drumul ăla acolo, face pe o gaură cât mă așa. Azi n-am fost și azi am fost pe o literoare. Băgat cu mult doze, dacă trece o la deal la vară odată, cu lama, gata, stă în sus. Nu mai duce dracului cu o lună, două, trei, au. De pe o știință la bani. Da. Puntea peste râul Cașin, la Moralu, s-a discutat în alte ședințe anterioare, tot așa a rămas, numai discuții. Ce Dumnezeu facem acolo? Acolo trebuie făcut. Dom'le, e crimă acolo, acolo nu poți copii duc la școală, n-are parapet, n-are nimic, când duce în apă acolo. Copii nu duc la școală. Cum? Dar ce vine microbuzul în Haluș? Ce Dumnezeu? Nu-ți duce și ea de sus de acolo, de la Ghiț Moralu? De acolo e, acolo stau copiii și ea. De acolo, da. Iluminatul public, e crimă și asta. A spus becurile alea de bea brez noaptea, dar... Lăsați! Spuneți-o una să lăsați. Lăsați, normal că sunt așa. Pune ceva mai ca oameni. Astea o să fim toate le băgăm pe pătăriți. Deci absolut, dar nici măcar în centru nu punem una. Te mănâncă ușa acolo, te mănâncă un peste. Nu mă curăm să vin noaptea pe pătăriți. De ce? Este de bea brez. Probabil. Da, nu, mă gândeam așa, când da. Să facem mai chestia la de la subinanță, sau câte vreau reușim să vină oameni, toate nu vreau probleme, e cel mai, cel mai rău. Domnul primar, lumea s-a cam săturat din vrăjeală de asta. Trebuie ceva făcut acolo, trebuie să mișcăm. Toți mai ala 16 metri. Bă, ești acolo, nimic nu faci, nimic că nu faci. Vrăjeala dumneavoastră să nu-i vrăjeala, nu. Vrăjeala păi nu a spus de vrăjeala. Care e vrăjeala? Abia să la dumneavoastră. Nu știu ce le spuneți dumneavoastră acolo, domnul Ciubălar. Păi ce să le spun? Dar ce pot să le spun? Că... Așa, concret, la ce spuneți? Băi, drumul nu, iluminat public nu, știu eu, punți nu, apă nu. Ce să mai... Asta este. Drumul la Părău Sărat, care duce la buduilele cu sarea. Doamne, acolo, să mă ierte domnul,
E crimă și pedeapsă. Acolo a stricat intrarea la drum. Acolo ați intrat în niște proprietăți al cetățenului, la Carul, la Badar, acolo. I-ați împrăștiat curtea, i-ați făcut tot. Dar haideți să facem cumva, dacă s-a făcut pod acolo, să facem o traversare și peste părău acolo, un podet, un, din lemn, de ceva, să putem trece drept. Ca să nu mai... Te duci prin părău, te duci prin la coada aia, imoțelul de la părău. Păi unde? Păi unde te duci prin căruța? O să amenajăm acolo, intrare la... Cetățeanul care duce la deal pe jos, duce prin proprietatea lui Badan, în dreapă. A, acolo, lăsați acolo să duce. Păi da, unde? Că nici tatăl acolo poți să intre acolo. Acolo trebuie băgat un buldozer în dreptate la... Păi e păcat, avem de la Dumnezeu sara aia și... Ne-a dat Dumnezeu de ceva. Acum, în perioada asta, nu poți să faci nimic. Acum, da? În perioada de iarnă și în perioada de primăvară, lăsați acolo la vară, că să nu supă, că nu e. Vă rog să faceți cumva la nivel de primărie, la nivel de funcția pe care o aveți, să stopăm, domnule, tăierile astea de pădure. Curgă deja cum au trecut vreo 4 tiruri la vară. Noaptea trec într-una, într-o veselie, tot felul de mașini, mai mari, mai mici, termine. Trebuie să termine odată, domnule. Aveți camere, oare nu se poate vedea după camere toată noaptea cine trece, cum trece? Sunt tot felul de... Vorbește lumea într-una de treaba asta. Faceți, domnule... Ce să fac? Priți la... Nu știu, la... Nu, dar spune ședeți aici, spune în Consiliu, ca să... Eu mă spun odată. Dar noi, mă știți cu... S-a dat lege la Silvic după ora 20, n-a cicat în pădure. El vine la ora 2 noapte, din... Da, creierul nostru. Face sesizare la garda forestieră, la... Nu-i problema asta, e problema mea e aici, în ședință, nu. Eu nu plec. Dar nu-i problema noastră ca să... Păi, dar cum să nu știi? Dar nu vă gândesc că toți au rugat să duce la vale pe trei deri. Haideți, dar nu fiți demagogă. Dar nu uitați, mai chestii ca să fiți demagogă, urmată, ducea o verde la... Niciodată. Haideți, dar... Trebuie stopate, domnule, furturile din păduri, domnule. Dar nu spune nimeni să fi stopate, domnule. Păi asta nu spune nici așa. Nu spuneți, mă fac. Domnule, dar cei de la Opolul Silviu că-s Dumnezei din fața Pământului? Domnule, vine și pornează proprietățile oamenilor, le tai în două și peste noapte se trezește omul că nu mai are Pământul, e înjumătățit și e la altul. Cetățean de Pâncaș, în altul. Deci vă pot da concret o treabă. Ce? Asta e adevărat. Și mie mi s-a întâmplat. Aici se spune domnule. Păi, lui Vasile, nu, dar nu vedeți, domnule, că este o chestie reală. Spuneți, domnule, ce pot da. Lui Vasile a fost un bornat, eu bornat pe jumătate și eu am fost un bornat la Cașa. Am fost la... De Liora care... La Vasile a fost, dar nu se susține. Am fost acolo, Vasile trebuia să-și facă toate demersurile. E o chestiune mai complicată, dar acolo... Domnule, pe dealul ăla acolo, de la mine la dealul, nu mai e clave de aia de păstări. Aia e cea mai mare băgărie. Dar cu dumneavoastră vă uitați în pădure și vi se pare că vedeți exact ca la magazin. Nu. Nu e acela. A venit control acum vreo câțiva ani și am fost în față, în comisie, acolo. Și au zis că așa ceva măgării n-a văzut în viața lor, la Suceava, au spus treaba asta. Deci în clave, cred că sunt 15-20 de enclave până sus, în Botar, în Bac. Cât au... Dați-mă un caz concret. Eu vreau să văd unul concret și vă spun eu unde am găsit. Am găsit unul, de exemplu, la Drăgan, pe Cărpiniș. Nu, eu nu mă... Aici vă spun despre ce e vorba, pentru că experiența pe care o am... Deci, unii, într-adevăr, sunt bornase, s-a bornat abuziv, da? Și a fost acolo, le-am demonstrat celor de la Ocol că s-a bornat abuziv și oamenii au înțeles, au văzut că era, într-adevăr, o greșeală și s-a revenit. La timp, dar la apostul nu ai cum. Dar la Deleu, băiatul ăsta, lui Deleu, care a fost pe infon la Ocol. E altă chestiune. Cum e altă chestiune? Că e abornat și-o împărțit. Dă-i... Deja era... Dar îi supunează, voi transformați în apărătorul domnului. Dar nu e doamne, pentru că nu nici nu știam de dumneavoastră. Păi nu, că e același tipul de proprietate. Alt caz. Alt caz. Sunt destule, domnule. Sunt destule. De exemplu, la mine, cu proprietate, mi-a abornat curtea. Mi-a abornat curtea. Domnule Ciupădară, vedeți că aveți o problemă acolo. Păi... Sunteți în fond forestier.
Deci nu puteți să spuneți că nu vă, vă aduc harta din, vă aduc baza tare. Și o să vedeți că sunteți în fond forestier. Acolo e problemă. Păi dacă e problemă, dacă nu vă aduc și o ocupă. Domnule, eu am cumpărat, am cumpărat cadastrat, sunt proprietari. Eu știu asta. Dar vedeți că sunteți proprietari pe terenul dumneavoastră, nu pe terenul statului. Ia uzi, dar unde e terenul statului, proprietatea mea? Vedeți că e o problemă. Domnule, stai mea, așa să ne înțelegem. Nu știu. E cadastrat, intabulat, am alegătare, cumpărare și Dumnezeu, chiar nu sunt stăpân. Eu nu vă contrazic acum când vă spun că nu sunteți stăpân sau nu. Eu... Da, credeți... Inclusiv la văd de cine e acolo. Lămuriți-vă... Eu pornat cum o votie. Da. Deci acolo unde sunt... Eu vă rog, domnule, eu vă rog să luați legătura cu șeful de ocol sau... Așa, am luat legătura cu șeful de ocol. Și vă spun, acolo unde au fost chestiuni concrete, le-am corectat. Și ce-am putut să corectez. Dar acolo unde vine, de exemplu, când suprapun suprafața parcelei, peste planul de bază din 1960 și el îmi dă exact, cu ce să-mi contrazic eu? Păi cum? Păi cu ce să-mi contrazic? N-am cu ce să-mi contrazic. Păi stai dacă așa, domnule, că... Pentru că n-am, îți spus în care a fost și pe lumea. Sunt proprietari de acolo, acolo până sus. Da, voi, și madame știi foarte bine, dar eu știu mai bine ca madame care a fost istoricul. La noi, acolo unde au fost vecini cu pădure, am mai căutat să mai ciocătim, da, și ne-am mai întins. Pardon. Asta e treaba, da? Nu, vorbesc de tăiat. Da? Da, da, eu am înțeles exact ce s-a așa. Și normal că omul s-a mai întins. Asta nu te face proprietar? Nu, greșeam. Nu te face proprietar. Cine e intabulat și a făcut treaba asta și a făcut treaba asta. Nu, vorbesc la modul general. Nu vorbesc de matare sau de șiri. Haideți să vă dau exemplu la domnul Apostol, că am studiat este interesul nostru să rezolvăm oamenii din comun ca să nu ai probleme. Dar nu pot să vă lapăr la nesfârșit. Omul s-a prea care n-a luat pe un cetățean. Vin cu documente. Nu este domnul primar. Cum putem să lapărăm pe cetățeanul de acasă? Când noi facem cereri la jandarmerie să vină să controleze. Nu controlează pilurile. Da, tot. Vine săracul ăla cu un necrăjit cu trei cregi în cum s-a întâmplat și în anul trecut. Și îl duce la ocol și îi pune... Domnul Gădă, legea e lege. Și pentru ăla cred, și pentru ăla. Aici nu e la calitate, aici e la calitate. Păi, la calitate. Ăla vine cu trei lemni în căruță și ăla trebuie și la calitate. Ăla care trece cu tirul, nici nu-l oprești și așa. Deci eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu adresa asta. Nu sunt de acord. Cum cu adresa făcută la jandarmerie. Dar pentru mașina noastră, trebuie ceva nu vine și la jandarmerie. Vine și oprește fără în căști. Legile anului dormeau. Reversul medalii. Aici, și a făcut omul curățenie în livadă, a tăiat trei prune acolo uscat și eu l-o dus la ocol. Deci asta e interpretarea legii. Nu, dacă întreg pilul ăsta, este... 50 de metri cubii mei oprește treaba este... ca o antimergător înainte. Legislația privind circulația materialului lemnos. Dar nu spune acolo, spune anumite lemn de foc. Nu anumit cu prun, mă, ăsta nu se numește la ala. Prun, nu are ce să deci ăla și abuz. Ăla e abuz. Da. Dar știi, ăla venit din vârful blocului, jandarmul că-i cirește. Dar păi nu trebuie duce la ocolul silnic să-l desfrace. Ăla nu trebuie 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 să-l desfrace. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu. Da. De clar, ți-a închis ăla. Mulțumim.